fie ce moment este de neprețuit. Azi mai vrem petrecere să fie. Poze noi azi vom avea o mie. Cu prietenii tăi buni vom petrece până luni. Ne primiți la petrecerea dumneavoastră? Da! Sigur, da, tu ne primești, da? Că tu ești astăzi omul important aici, da? Da! Așa, haideți să mă dau mai lângă bunica și lângă o mageată. Prezint și să vorbesc cu tine. Eu mă numesc Teodora, sunt curierul online florăriiemoții.md și astăzi suntem trimiși aici ca să-ți vedem zâmbetul și te bucurăm foarte mult. Da? Primești? Arată cum zâmbești tu. Așa, balonașele astea sunt pentru tine. Și știi de la cine? Știi de la cine? De la cine? Nu, de la cine? Nu. Balonașele de la cine? De la mămică. De la mămica și de la tăticu. Da, da, de la mămica, da, și de la tăticu. Evelina, din partea echipei noastre, puiul, noi îți dorim să fii sănătoasă, să fii frumoasă, să fii, să ai parte de prieteni devotați, să-ți dea Dumnezeu o cale luminoasă prin viață. Da? Haideți să dăm aplauze, omageate! Cu plăcere! Și uite, mămica cu tăticu ți-au mai trimis și bomboane, da? O să servești toți prietenii tăi? Toți prietenii, așa. Așa, o să te rog frumos să vii lângă mine, da? Aici lângă mine și lângă bunica. Și eu o să citesc ceva, dar tu ești fetiță tare inteligentă și o să mă asculți cu mare atenție, da? Așa. La mulți ani, mult așteptată Evelina, azi tu împlinești 3 anișori. 3 anișori! Îți doresc să explorăm împreună această lume minunată. De când ai apărut în viața noastră, lumea a devenit mai frumoasă, mai luminoasă, mai bună. Noi îți dorim ca fiecare zi să fie plină de zâmbete, noi aventuri și bucurie. Lumea e deschisă pentru tine. Deschide-ți și tu sufletul pentru ea. Trăiește-ți copilăria. Nu rata aceste momente fericite, care nu se mai întorc. Să ai o viață plină de bucurii, norocul să te cupleșească, iar ghinionul să te ocolească. Toate visele să ți se îndeplinească. Copil dulce, chiar dacă ești încă micuță, îți dorim să crești frumoasă, sănătoasă, inteligentă, fericită și să ai o copilărie ca în povești. Prieteni devotați, emoții plăcute și multe surprize care să ți îndeplinească toate capriciile tale nevinovate. Suntem mândri că te avem. Te iubim enorm și îți ducem dorul și îți mulțumim că ai ales să fim noi părinții tăi. Așa, cu mare drag din partea mămicăi și a tăticului, da? Spui mulțumesc mămicăi și lui tăticu? Acolo, uite acolo, faci așa de mânuță și spui mulțumesc mamei și tate. Mami. Vă iubesc, da? Tare, așa! Haideți să dăm aplauze, omageate! Așa. Și acum o să încep cu un buchețel de trandafir alb, roșu, roz pentru acea femeie specială care depune mult efort la creșterea Evelinei, da? Da. Părinții Evelinei sunt foarte recunoscători dumneavoastră pentru tot ce faceți pentru copilul lor și vă rog frumos să primiți acest buchet, să vă bucure privirea astăzi și să vă păstreze bunătatea Dumnezeu
o veșnicie. Da. Și pentru că astăzi e sărbătoare, pentru Evelina, avem și o tortă. Așa, hai lângă Evelina. Așa. Uitați ce tortă frumoasă. Da, e frumoasă? Să știi că e și delicioasă. O să o servești cu toți cei invitați la sărbătoarea ta. Da? Așa. Cum ai spus? Mulțumesc. Mulțumesc. Așa, cu mare drag. O să rugăm frumos pe bunica să primească torta. Da? Așa. No. Și dacă cineva dorește, poate să o ajute pe bunica. Așa. Și acum, în ultimul rând, avem și câteva versuri pentru bunica noastră. Și în ultimul rând, îmbrățișări călduroase pentru tine, mamă și bunică, recunoscător pentru tot ce faci pentru noi. Tu ești icoana neprețuită la care ne rugăm ori de câte ori avem nevoie de ajutor. Și știm sigur că chiar dacă au nins ani mulți peste tine, tu vei fi întotdeauna acolo pentru a ne proteja și a ne susține. Tu ești mai mult decât o bunică. Tu ești inspirația și modelul adevărat pentru noi. Te iubim! Doamna Eugenia, să ne fiți sănătoasă, să fiți la fel de puternică, la fel de frumoasă și tânără și să-i ajutați pe copiii dumneavoastră la creșterea Evelinei, da? Iar Evelinei îi dorim o copilărie foarte frumoasă, da? Cam povești, o copilărie frumoasă cam povești, cu plăcere! Și acum o să vă rog frumos, prin intermediul nostru, acolo, un salut mare pentru copiii dumneavoastră, care astăzi nu sunt la sărbătoarea Evelinei. Da, numai decât că le doresc multă, multă sănătate, care sunt depătare, Gicu, Alina, chiar și Vanușa mea lângă mine, să trăiască la mulți ani și să vină acasă sănătoși, Evelușca, stai cum dai, și toți copiii lumii să fie sănătoși să fie acasă. Mulțumim frumos, așa să fie, să dea Dumnezeu să aveți o revedere cât mai curând cu copiii dumneavoastră și cu părinții Evelinei, la mai mult și la mai mare, să vă țină Dumnezeu la fel de puternică și să aveți maximă grijă de nepoțica dumneavoastră iubită, da? Acest bilețel va aparține dumneavoastră. Așa, noi vă dorim să aveți o petrecere de neuitat astăzi, să o încurajați pe Evelina, să o încurajați să vă distrați la maxim, da? Aplauze pentru magiata noastră! Mulțumim frumos că ne-ați primit călduros la dumneavoastră! Și bunicuța împreună cu copiii ridicăm de 3 ori scaune. 1, 2, 3! La mulți ani! Și coborâm jos scaunelul încetișor. Și acum, Evelina, tu închide ochișorii, închide ochișorii, că mai vine o surpriză. Închide ochișorii, strâns, uite așa. Iar noi o aplaudăm pe Evelina, tare! Deschide ochișorii! Ta-da! Tortul tău, drăguță, așa este! Haideți, acum puneți o dorință și mușcă prima din tort. Hai, mușcă! E gustos tortul, e gustos, așa e! Ia uite cu prințese! Prințese frumoase, super! Bravo! Și acum copii, toată lumea o aplaudă pe Evelina. Și ce facem dacă e petrecere? Dansăm toată lumea! Hai să dansăm împreună! Și la tine! Hai! Ia uite, Evelina, drăguța noastră!
ce avem noi pentru tine. Ia, ia uite la mine, ia uite la mine. Da, 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 da. Balon super, super mare de la mine și la Mickey Mouse. Să fii mare, drăguța noastră, Evelina. Iar noi hai să o mai aplaudim o dată tare, 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 tare. Ura! La mulți ani, Evelina! La mulți ani! Așa! Așa, ești fericită? Da! Voi sunteți fericiți, copii? Da! Și trebuie să ne promiteți ceva, că o să zâmbiți în fiecare zi. Promiteți? Da! Alegerea perfectă pentru a bucura pe cei dragi. Emoții.md